No, salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod, tot din aceeași poziție. Nu uitați de butonul de like, subscribe și... prima dată vreau să vă explic o chestie. Eu nu știu care m-a urmărit de la început, să vadă cum am făcut caracter. A fost total greșit. În legătură cu episodul trecut, unde am zis că, bă, uitați-vă ce fac, aici o să trebuiască să faci mai multe scheme. Am căutat un pic pe internet și din câte am văzut la caracterul meu, trebuie să am la stage 30, dexterity 19, ceea ce am 17, wisdom am 10, nu mai pun deloc, și perception 30. Și ce... cum se numește? Și, no, skill-urile active, pasive, whatever, pe care trebuie să le folosesc, da? Înainte numai nu știam că, adică mă uitam efectiv, bă, nu mă fac bine. De ce? Oare pur și simplu nu m-am damage, nu mai, știi? Bă, și am zis că ceva imposibil, mă, ești nebun la cap, trebuie să mă reglementez cumva. O, fută de tatăl tău. Cred că mă duc să-l umăr pe ăla, în fine. Și... are la bol. Bă, și oricum am luat foarte multe chestii săptămâna asta când am jucat off camera, n-am apucat să mă joc foarte mult pe undeva la ăsta, la vă două ore. Și zilnic, dar zilnic, când sunt pe undeva și nu am ce să fac, mă bag aici la coupe, pentru că oricum urmăresc să-mi iau sword streak-ul, pentru că tu cam poți să alegi ce skill să fie al doilea. Și aleg pe undeva la sword of streaking, pentru că... bă, are shield-ul, mai de un bloc, e tăcăl, deci whatever, sau chiar un crossbow, depinde. Și tot timpul mă bag aici, cred că ați văzut unde am apăsat. Mă bag aici și selectez, bă, să mă bagă până la două, salut. Sau uite, deja acum are pe degere, chiar arma, deci, na, de asta de la de level 30, un pic mai ceva, deja la level 40, uite, ai staff, ai mai multe arme deja, deci, bă, oricum e jocul, e... de nota 10 trebuie efectiv numai și numai să stai și să urmărești și să fii atent în ceea ce faci, că dacă nu, no, dacă nu ești atent, îți dai seama că o să pierzi foarte mult. Și am urmărit la foarte multe persoane, bă, ce Dumnezeu mă aveau skill-urile astea așa de mari, știi, când dădeau, bă, ești un bun. Păi, dar uite-te de ce, mă. Și ca, care faza? Dacă te-ai greșit, poți să dai reset skill, îți apare acolo, eu l-am folosit, stați liniștiți, nu vă afectează, nu trebuie să vă mai cumpărați nimic pe lângă. Deci, e super, super easy faza pe care o facem. Hai să mergem acum la quest, să vedem ce ne mai poate da. Ok, perfect. Oh, la... ce fac acum? He? These books contain interesting information, such as the fact that the mighty Queen Belandia was originally a small sandworm, and that sandworm poison sac had the rare ability to purify water used in is essential to making a pure elemental fusion stone. 400 și ceva de metri. This is because low water purity. Tot acolo trebuie să mă duc. Da, episoadele le filmez unul după alta. Cactus water can be used as a viable substitute. De data asta sus trebuie să merem. Nu mai merem jos. Bă, într-un alt episod o să vă mai are mai multe. Ne mai combinăm noi. Mă, trebuie să fiți atenți. Că dacă nu sunteți, atunci vă dați seama că... un pic mai ciudat. Ce, pe unde merem? Ce facem? Cam... cam toate te ajută, știi? Deci tot te ajută. Opa! Ce fac aici? A, l-am văzut pe ăla în spate, mă. Bun. Unde? Iarăși jos trebuie să mă duc. Apropo, pentru treaba asta apăsa numai R și acolo ești. Mă înțelegi? Nu te mai chinui, nu mai... bă, ai niște zone de urcat, chiar am cu treaba asta, mi-aduc aminte. Bro, ai niște zone de
urcat cu caracterul și se bucuiește în ultimul hal. Deci în ultimul hal. Uite-te aici. Da, spune-te mie cum poți să ajungi acolo sus. Da. Cred că ați mai văzut oricum pe episoade când încercam și mi se bucuia în prostie și... Uite-te acum. Ah, ok. De data asta m-am dus un pic mai încet. Ce-l mă pui? A, cioră. Tărma de cioră avem. De asta. Bă, au sunat cineva la ușă, mă. Nu, e posibil după ce... Na. M-am dus. Bă, până la urmă mă duc pe bună dreptate. Dacă nu se poate înțelege cum am ce zis. Du-te, chemăm poliția, nu mă mai stresez, asta e, până la urmă, nu mă pot odini, pe aici e programul de la muncă, dacă se poți, dacă nu, atunci nu-i problemă, sărim cu o vocație și gata. Și nu cred că o să le convine să plătească normal, la mine, pe undeva, la 5.000 de euro. Deci, na. Nu cred că le-ar cam convine să plătească suma asta pentru un la un urla la copil, adică, na, să fim realiști. It is important to consider not only the size of the sand particles used for the pure elemental fusion stone, but also whether they contain their own impurities. Moonlit sand crystals can be ground to very fine particles and are the purest of their kind. Dacă nu-i deranjează, de ce mă deranjează pe mine? Știi ce zic? Așa că stai, frate, liniștiți acolo pe unde-s că... Lege de toate există pentru toată lumea, deci nu, nu sunt singuri, nu... Mamă! Cum arată, am ceva de mâncare de alea, ești nebun? Da. Mă așteptam la demigi, la fol demigiul ăsta. Bă, dar oare cum ajung eu sus? Prima dată când stau pe aici, când vin pe aici, de fapt. Apropo, tigrul ăsta l-am primit acum de la Peter Pescu, l-am cumpărat și mă, am văzut că nu-i pentru prea multă perioadă Peter Pescu. Așa că, na, cam trebuie să-l și faci, că până la urmă, dacă nu, cam pierzi și tot tu pierzi. Bă, de când s aici cu Guilda, nu am furat oruri, nici nu știu dacă băieții pleacă la oruri. Adevărul că o lua pe toată lumea, cum o lua și pe mine level mic. Și asta e, n-am dat seama că trebuie să facem level 50. Dar da, noi nu pot să fac level 50 din prima, cum mi-am mai scris la un guild de asta de român de pe server unde mă joc eu, că scrie-ne că n-ai level 50. A, bine frate, pe perioada aia nici nu am, noi nu o să m-am nevoie de voi, stai liniștiți. Că asta adevărul. Pentru că caracterul tot evoluează și skill-urile și itemele și așa mai departe, deci nu pot să mă cam ajute nimeni. O să-l fac de unul singur, știi? Mamă, uite de aici. Fundal clus. Ok. Having finished crafting the pure elemental fusion stone, the device for Lord Queen Belandia was complete. But after installing the device, you press the button of the remote control to amplify the mana emitted and attract Queen Belandia. The remote control must be operated at a minimum safe distance from the device. Mereu să-l deblocăm pe ăla pentru că pot să depăsesc mai ușor după ce l-am deblocat, știi? Bă, apropo, Pașca, vreau să mă joc Call of Duty-ul ăsta 6, Black Ops 6, dar nu știu, mă, e un pic cam combinație, e un pic cam... Nici n-am idee ce să fac, mă jur, adică mi se pare un pic cam ciudat, sincer, de sincer mi se pare un pic cam ciudat serverul, adică serverul, jocul. Dar nu mai spun chiar așa ca Call of Duty, să fiu sincer, eram disperat cu el, dar... The Moonlight Oasis, located in the very center of the Moonlight Desert, was formed by the powerful archwizard Soren Warnak. In the past, the oasis drew in many tourists. Current visitors to the area are primarily interested in the Bun. Perfect. Hai să vedem continuare. Bă,
Ai niște care îți dă call damage, care îți dă direct, direct damage, nu că... Mă, deși așa, 300 și ceva de metri, mă rog. Ba, apropo, hai că povestim o mică schemă, dacă tot suntem pe aici. Dacă vreți să vă apucați de făcut live-uri sau așa mai departe, dar în genul de vlogging, nu gaming, mare grijă. Uitați-vă la creatorul de conținut, uite, București Bike Traffic, chiar a fost dat în judecată pentru că se a văzut la unul fața. Trebuie să vă gândiți de 2 ori, de 3 ori înainte să faceți asta, pentru că majoritatea persoanelor, efectiv, vă dați seama că... Da, asta nu-mi place. Majoritatea persoanelor vă dați seama că o să fie chiar destul de ciudat și o să fie că... A, una, două, le-a filmat, îl dă în judecată, chestii de ce nu știi. However, in order to do so, a full-scale offensive involving the entire Sandworm raid group is needed, and most of the troops are already active in the Sandworm hatchery. Marcia's troops need help to finish the job and return quickly. Hmm? Bro. Okay. E bine că nu m-am mai dus încolo. Azi acum de pat omorâu. Da, așa, să zic că mai am un pic grijă dacă vreți să vă apucați. Bă, nu știu, păi alegerea voastră, dar măcar editați de față să nu fiți dați în judecată pentru un pămpălău, că... Cam asta e toată faza, știi? Bun, perfecto. Bă, cam atât a fost tot episodul. Nu uitați pe domnul de like, subscribe și ne auzim pe data viitoare. V-am pupat. Pa, pa.